Emisiune sponsorizată de Clinica Dr. Barbu. De foarte multe ori se întâmplă ca și adulții să aibă nevoie de tratamente ortodontice, fie că nu au beneficiat de acestea în copilărie sau în adolescență, fie că uneori, în urma unei extracții dentare, de exemplu, spațiul rămas gol mult prea mult timp a dus la migrarea dinților alăturați sau antagoniști. Haideți să aflăm aproximativ după ce perioadă de timp de la o extracție încep să apară aceste migrări dentare. Începând de la 6 luni, se pot începe să se miște. Nu este foarte evident pentru pacient, nu-și dă seama. Ar fi, din punctul meu de vedere, este obligația doctorului să informeze pacientul că în următoarele luni este foarte important ca locul respectiv să fie protezat, să se facă un implant sau o lucrare, depinde de la caz la caz. Dacă trec mai mult de 6 luni, dinții încep să migreze. Migrează dinții antagoniști, migrează dinții vecini și atunci intervine specialistul ortodont care trebuie să deschidă din nou spațiile, să pună dinții pe poziție pentru ca implantul să poată fi inserat corespunzător și ca lucrarea protetică care se va face pe implant să fie refăcută funcțional și estetic. Dar cât timp durează un asemenea tratament ortodontic? Depinde foarte mult de structura osului pacientului, de cooperarea de care dă dovadă, trebuie să vină regulat la controle. Odată la 3, maxim 4 săptămâni trebuie să vină la control. Dacă respectă toate indicațiile medicului ortodont, poate termina în jur de aproximativ 2 ani de zile un tratament. Merită? Merită făcut acest tratament pentru că este un tratament făcut și gândit pentru binele pacientului pe termen lung. Celelalte variante mult mai scurte în care se pune un implant pe spațiul respectiv poate cauza mult mai multe probleme în următorii ani fiind între 2 și 5 ani de când s-a inserat implantul. Atunci când spațiul nu este deschis corespunzător pentru un implant de o anumită dimensiune corespunzătoare dintelui și se pune un implant, se inserează un implant pe un spațiu mai mic cu dinți care au migrat, atunci la baza lui, la baza implantului și pe dinții vecini se acumulează placă bacteriană, pacientul nu-și poate face o igienă corespunzătoare și ușor, ușor această placă bacteriană produce pungi parodontale care duc la resorpția dinților și încet, încet este compromis și implantul și sunt compromis și dinții vecini. Sunt foarte multe cazuri și foarte mulți pacienți pe care am avut în tratament în această situație. Dar dacă nu se realizează un asemenea tratament ortodontic și se inserează un implant în locul rămas? Dacă nu se face un tratament corespunzător și corect, se poate ajunge la eșec al implantului și iar pacientul poate spune nu sunt bune implanturile, nu sunt sunt mult mai bune punțile așa cum se făceau acum 20 de ani. Dar, de fapt, nu este acesta motivul real. Trebuie gândit, în principal, acum, în acest secol, trebuie gândit un plan de tratament mai complex, care pacientului ia mai mult timp, poate și din punct de vedere financiar, sunt costuri mai ridicate, dar pe termen lung este ceva care rezistă ani de zile și echilibrat din toate punctele de vedere. Pacienții ar trebui așadar să conștientizeze că, după pierderea unui dinte, ceilalți dinți, aproape insesizabil la început, încep să se miște, ceea ce, uneori, poate genera probleme destul de mari în privința danturii. Pacientul pierde un dinte, mai ales când este vorba de dinții de sud de la maxilar, ceilalți dinți care rămân, dinții restanți, pot să migreze. Destul de rapid, în special la femei. Și în sens anteroposterior, dar și în sens vertical pot să migreze, ceea ce pot să încurce pe termen lung inclusiv articulația, inclusiv mușcătura, ocluzia. De ce mai ales în cazul femeilor este mai vizibil și mai rapid acest proces? De obicei, structura osoasă este un pic diferită față de a bărbaților, forța masticatorii este mai mică și din cauza asta pot să apară
acolo unde e forța masticatorie mai mare, este și o densificare a osului mai mare în jurul rădăcinii și atunci la bărbați, apare și la bărbați, bineînțeles, dar mai puțin, dar în special la maxilar. Și ce se poate face în aceste situații? Dacă stau foarte mulți ani fără dinți puși, atunci apar migrările masive. Și atunci avem două variante. Una, când nu am pus imediat implant și e o migrare mică, dar dacă este mică, pentru implant, din punctul meu de vedere al implantologului, al chirurgului, pot să pun implant. Din punct de vedere al celui care face lucrarea, specialistul în protetică, lucrarea va fi un eșec. Pentru că pacientul nu vine să-și pună implant, pacientul vine să-și pună dinți și să zâmbească frumos. Și nu o să aibă cum să zâmbească frumos pentru că dinții sus sunt convergenți, chiar dacă la bază am avut implant, spațiu. Eu întotdeauna mă gândesc și noi planul pe care îl facem este peste 5 ani, peste 10 ani ce se întâmplă. Cum o să arate pacientul la finalul tratamentului ăsta este cel mai important și cât reziste tratamentul pe termen lung. Așadar, uneori, înainte de inserarea unui implant, poate fi nevoie de un tratament ortodontic. Chiar dacă au migrat un pic dinții și teoretic nu deranjează și poți să inseri implant, din punct de vedere estetic, nu o să arate bine și atunci trebuie să punem un aparat ortodontic. Și deși vine să punem astăzi un implant, implantul va fi pus peste un an și jumătate. Se pleacă așadar de la cum ar trebui să arate coroana pe implant. Întotdeauna în implantologie începem cu sfârșitul. Cum trebuie să arate pacientul? Cum planificăm, cum aranjăm, cum așezăm dinții înainte virtual, îi așezăm pe monitor, pe calculator, așezăm totul virtual. Pacientul este de acord cu dinții și noi mai departe trecem la partea chirurgicală. Sunt dese situațiile în care se inserează totuși implanturi fără aceste necesare tratamente ortodontice prealabile? Pentru că multă lume pune implanturi, vedem din ce în ce mai multă, nu neapărat e vina doctorului, de multe ori nici pacienții n-au răbdare. Adică pacienții zic vreau repede dinții și dacă noi cedăm, le dăm repede dinții. Numai că în timp, în 3, 4, 5 ani de zile, pot să fie afectați dinții vecini de implanturi, pentru că ele stau destul de înghesuite, prea apropiate unul de altul sau prea apropiat de implantul de dinte și atunci se pierde și dintele vecin. Adică ai venit să pui un implant și poți să pierzi doi dinți vecini și implantul, pentru că dacă e prea mic spațiul, se topește osul, apare ca un fel de parodontoză, dar e parodontoză creată de implant, pentru că de fapt implantul n-a avut destul os ca să supraviețuiască. Prin urmare, implanturile incorrect amplasate pot duce la resorpții osoase? Dacă stăm să ne gândim, dacă noi ne scoatem toți dinții, avem 12 dinți la partea de sus, dacă scoatem 12 dinți și punem 12 implanturi, acele implanturi vor ține 3 ani de zile, 5 ani de zile, cât de cât estetic, după care apare o formă inestetică, apare inestetic deja, zâmbetul funcțional, pot să păstrez dinții în continuare, dar estetic va fi un dezastru, pentru că începe să se retragă osul. Implanturile au nevoie de mai mult os în jurul lor, pentru că nu este natura. Natura este cea mai deșteaptă, e cea mai bună. Dinții sunt cei mai buni. Dacă punem implant lângă implant, implanturile, cu cât punem mai multe și mai apropiate implanturile, cu atât osul dintre ele se poate topi. Se poate, nu e obligatoriu, dar de obicei da, se topește osul. Astfel încât noi nu trebuie să punem, dacă scoatem toți dinții de la maxilar, nu trebuie să punem 12 implanturi. Chiar dacă pacientul vrea să dinte cu dinte, nu mai putem. Asta era natural când avea dinți. Acum noi nu putem să refacem natura. Și punem un număr limitat de implanturi, nu 4 sau poate în anumite cazuri 6, dar în principiu unui pacient tânăr îi punem cam 8 implanturi și pe 8 implanturi putem să restaurăm 12 dinți. Și acest proces se poate întâmpla chiar dacă a fost inserat un singur implant într-un spațiu inadecvat? Dacă implantul nu are destul os în jurul lui, osul trebuie să supraviețuiască, are nevoie de vase de sânge, de vascularizație. Dacă osul nu supraviețuiește și începe să se topească, el se topește între implant și vecinului de obicei un dinte. Și atunci se retrage osul dintre implant și dinte, implantul e afectat, dar și dintele este afectat cu ocazia asta. Dar trebuie să ne gândim că implantul este plasat de obicei între doi dinți și atunci osul se topește și dintre el și dintele vecin, de partea cealaltă. Și atunci am implantul pe mijloc, în jurul lui osul se topește ca un crater de vulcan, dar pe măsură ce se topește, el afectează dinții vecini. Așa se procede de obicei și parodontoza pe dinții naturali. Când un dinte e afectat, resorția sub formă a osului, sub formă de crater,
duce la afectarea dinților vecini. În această situație este mult mai complicat pentru că nu prea mai am ce face. Odată ce dintele nu mai are os, eu nu pot să creez os. Nimeni nu poate să crească os pe rădăcină. Dacă osul s-a topit de pe rădăcină, nu putem să mai producem noi os, să creăm os. Astfel încât dacă dintele este mobil, trebuie scos, pentru că pe măsură ce se mobilizează în ce în ce mai tare, el va provoca la rândul lui această parodontoză pentru dintele vecin. Dacă dintele nu este mobil și are totuși retracție și pe pacient nu-l deranjează partea inestetică pentru că este foarte lungă rădăcina acum, îl lăsăm pe poziție și vedem dacă se poate pune implant sau nu, dar obligatoriu trebuie un aparat ortodontic. Și, în cazul unor asemenea eșecuri, ce se poate face? Se scoate implantul, se tratează dinții, se curetează ca și cum ar fi niște dinți cu parodontoză și la final, dacă totul este bine și dinții nu sunt mobili, îi păstrăm. Prin urmare, pacienții trebuie să înțeleagă că uneori este nevoie de tratamente mai îndelungate și este important să mai aibă și răbdare pentru sănătatea și zâmbetul frumos pe care și-l doresc. În mod normal, majoritatea pacienților vin pentru mici rezolvări. Am depus un implant în față, am schimbat niște punți, niște lucrări. Dar ceea ce ne interesează pe noi este rezolvarea pe termen lung, nu pe loc. Rezolvăm acum ceva, peste 3 luni de zile apare altă problemă și din cauza asta foarte multe cazuri vin pentru simple intervenții, simple implanturi. Punem un aparat ortodontic pacientului, stă aproape 2 ani de zile cu el, așezăm și mușcătura, ocluzia e foarte importantă să o așezăm în poziție corectă și cu asta. Asta o facem cu ajutorul aparatului și cu ajutorul specialistului pe care îl avem la protetică pe parte de ocluzie. Și la final totul va fi un rezultat stabil, că asta ne interesează. Un rezultat stabil ne interesează ca în 20 de ani să nu aibă probleme, să vină la igienizări, ne mai vedem din când în când și nimic important. Emisiune sponsorizată de Clinica Dr. Barbu.